Colonelul Miron Tănase s-a stins din viață la vârsta de 51 de ani. În ultimele luni, o boală nemiloasă a pus stăpânire pe el, cancerul la colon. Vineri seara, fostul comandant al jandarmeriei Argeș a intrat în stop cardiorespirator. A fost un comandant devotat și un om deosebit. Astăzi, jandarmeria română e un pic mai săracă, chiar mult mai săracă decât ne-am fi gândit noi. Am pierdut un camarad și un prieten foarte bun. Dumnezeu să-l odihnească și să aibă grijă de el în ceruri. Acum noi vom veghea de aici pentru sufletul lui și pentru bunătatea lui. Dumnezeu să-l ierte. Un ofițer și un camarad excepțional, îi știu de la primul dosar, dosarul pentru a pleca în școala militară în 87, mi-a trecut prin mână, a început cariera militară într-un regim și a încheiat în altul. După aceea, ca ofițer, i-am încredințat cele mai dificile misiuni, printre care știți, ultima fiind comandant de sumunitate la Arpechim, unde, cât a fost el, au fost mai puține probleme în perioada aceea de mare și continuu jaf. În altfel, un om desăvârșit, un foarte bun român, un bun creștin, un bun familist, exemplu, model în toate. Jandarmeria Argeș a suferit o mare pierdere. A pierdut un om deosebit, a pierdut un camarad, a pierdut un profesionist, dar mai presus de toate a pierdut un comandant de nădejde. Astăzi, peste 1000 de oameni l-au condus pe ultimul drum. Coșciugul a fost purtat pe brațe de către 4 soldați din Garda de Onoare a Jandarmeriei Române. Slujba la biserică a fost oficiată chiar de înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului. Îl așează în pământul în care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, care ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate, zicând oricâte veți lega și veți lega. În drumul spre cimitir, carul mortuar a fost oprit în fața unității de jandarmerie, acolo unde colonelul Miron Tănase a slujit cu credință și devotament. Pentru a împiedica eventualele incidente din cauza sutelor de mașini, traficul a fost blocat în zonă. Colonelul Miron Tănase a fost înmormântat la cimitirul de pe strada Balotești din Pitești, cu onoruri militare.